La doar câteva zile de la preluarea Twitter, Elon Musk a stârnit deja controverse legate de planurile pe care le are pentru companie. El vrea să introducă un tip de abonament lunar pentru o anumită parte a utilizatorilor, lucru care a stârnit deja nemulțumirea mai multor personalități. Miliardarul Elon Musk a generat deja nemulțumiri în rândul unei părți a utilizatorilor de pe Twitter. În calitate de nou CEO al companiei, Musk vrea să introducă o taxă lunară de $20 pentru utilizatorii cu conturi verificate. O primă reacție a venit din partea unor vedete care și-au anunțat deja decizia de a părăsi platforma. Unul dintre ei a fost scriitorul Stephen King. $20 pe lună pentru a-mi păstra cecul albastru la naiba. Ei ar trebui să mă plătească pe mine. Dacă se aplică asta, am plecat precum compania Enron, a scris el într-o postare pusă pe contul său de Twitter. O altă reacție negativă a venit din partea cântăreții americane Sarah Bareilles, ce are peste 2,8 milioane de followeri pe Twitter. Bine, a fost distractiv Twitter, am plecat, ne vedem pe alte platforme, oameni buni. Îmi pare rău, acesta pur și simplu nu este pentru mine, a scris artista pe contul ei încă funcțional. În replică, Elon Musk a precizat că un plan de subscripție este singura soluție pentru rezolvarea mai multor probleme. Trebuie să plătim facturile cumva. Twitter nu se poate baza în întregime pe publicitate. Ce zici de $8? Voi explica raționamentul într-o formă mai lungă, înainte ca aceasta să fie implementată. Este singura modalitate de a elimina boții și trolii. Afirmațiile miliardarului vin în contextul în care, încă de dinainte de preluarea platformei, el indicase ca obiective creșterea profiturilor companiei și reducerea numărului de conturi false. Elon Musk se plânsese de acest lucru încă din primăvară, atunci când și-a anunțat intenția de a cumpăra Twitter. La acea dată, miliardarul susținea că până la 20% dintre conturi sunt false, o afirmație respinsă de fostul director general al companiei, între timp concediat tot de Elon Musk.